Un bărbat ucrainean care a trecut granița în România prin munții Maramureșului și a rămas blocat într-o zonă greu accesibilă a fost salvat cu ajutorul elicopterului Smurd. Bărbatul în vârstă de 25 de ani le-ar fi spus salvatorilor că doarme de 3 zile pe munte, dar că i-a fost frică să sune după ajutor pentru a nu fi deportat în Ucraina, unde ar fi fost trimis pe front. Potrivit directorului Salvamont Maramureș, tânărul este într-o stare gravă din cauza lipsei de hrană și apă și va fi dus la spital pentru îngrijiri.